Bună seara, bună seara, dragilor! Bine v-am regăsit! Ultima luni din luna august, a fost o vară cu multe, multe realizări și astăzi avem bucurii și multe lucruri minunate de împărtășit cu voi. Alături de Ionela Irimie, bună seara, draga mea! Bine ai Da. revenit! Bine v-am găsit și eu pe toți. Mă bucur că în seara asta pot să fiu alături de tine. Da, chiar dacă câteodată, în momentul în care intrăm noi în live, avem tot câte un impediment. Ba nu ne merge netul. Astăzi, de exemplu, la Sebeș este o pană de curent, dar am găsit soluția. Atâta timp cât ne dorim, soluțiile se găsesc. Așadar, dragilor, nu ne-am lăsat, da? Și luptăm așa. Punem totul în toate forțele în aplicare și uite că ne revedem. Bun. Hai să vedem, Ionela, cum a fost vara aceasta și luna aceasta pentru tine. Pentru că eu știu noutățile, dar vreau să le și împărtășim. Hai să Da, vedem. știu că le cunoști noutățile apărute în această vară și în ultima perioadă. Vara asta a fost pentru mine o vară așa cum mi-am dorit eu. De ce spun asta? Pentru că am ajuns la silueta mult dorită, în primul rând. Corect. Toată lumea știe că eu am fost într-un proces de slăbire, unde am slăbit peste 20 de kilograme. Am ajuns la kilogramele mult dorite. Mă simt mult mai bine, mult mai energică. Am o stare de bine extraordinară datorită acestui program numit Fit 6, care ne schimbă viețile la 180 de grade. Și nu spun doar eu lucrul acesta, pot să spună și fetele din echipa noastră, inclusiv tu, Nadia, și tu ai slăbit. Da, eu am ținut doar o lună pentru detoxifierea organismului și pentru a, cum se spune pe românește, a mă desumfla. Da? Automat acest lucru s-a văzut, chiar am primit foarte multe complimente în urma fotografiilor puse cu Vasilica și cu Alexandra, pe care le felicit. Da, Se vede, felicitări se fetelor. vede. Așa e, se vede la toată lumea, ceea ce este un lucru foarte, foarte benefic. Și bineînțeles că toți cei care ne văd sau ne urmăresc observă acest lucru. Chiar dacă, uite, cum ne spune Vasilica, eu sunt în menținere, automat și atunci sunt persoane care slăbesc și ajung la kilogramele mult dorite. Ceea ce pentru o femeie contează enorm. Cu siguranță. Da, Vasilica, și eu am ținut trei etape. Acum citeam și eu comentariul tău. Trei etape unde am slăbit peste 20 de kilograme. Iar la mine a urmat menținerea. Din luna mai, menținerea. Menținerea la mine a fost de două luni, eu două luni am ținut de menținere și din alte motive, oarecum medicale, care le povestesc puțin, puțin mai încolo să povestim. Iar da, pot să zic că din luna mai de când am asistat procesul, să zic, de slăbire, chiar și în menținere am mai slăbit un kilogram. Acum încercăm să ne menținem la kilogramele pe care le-am dorit să le am. Nu Bun. este nimic și nici imposibil. Hai să reamintim și despre concurs. Eu tocmai făceam postarea, îmi distribuiam pe pagina mea. Avem acest produs, da, fenomenal. Mascara fenomenal, care este un produs foarte, foarte îndrăgit. A fac, cum spun eu, face gene și acolo unde nu sunt.
gene alungite, îngroșare perfect, separate și curbate. Ce trebuie să faceți? Să distribuiți acest live public, astfel încât Vasilica, cea care este la butoane, să poată valida, da, participarea voastră și să etichetați în comentarii persoane pe care voi ați dori să câștige acest produs. O să mai vorbim despre acest produs pe parcurs. Acum, da. Să o întreb pe Ionela, dacă ți s-a părut greu acest program și ce te-a determinat pe tine să îl pui în aplicare, în primul rând. Pentru că toată lumea este suspicioasă, da, la început. Vedem foarte multe. Te rog. Pentru mine pot să zic că inițial a fost o stârnită curiozitate acest program. De ce mi-a stârnit curiozitatea? Pentru că este un program plin de vitamine și de minerale, în primul rând. Nu este doar un proces de slăbire aici. Iar suplimentele din gama NutriCode, pe lângă faptul că sunt doar din vitamine și minerale, cum am mai spus, vine și alături de un plan alimentar bine pus la punct, unde ți se explică mot a mot exact ceea ce ai voie să mănânci, ceea ce nu ai voie să mănânci. Mi-a plăcut faptul că este o diversitate în alimentație. Deși la început vă zic că nu am voie lactate, învățată cu lactate, am zis nu se poate, ce fac eu fără lactate. Dar să știți că chestia asta a ținut doar prima săptămână, pot să zic că mi-au lipsit lactatele. Prima săptămână sau primele 3 zile mie mi s-au părut puțin mai grele, datorită faptului că eu nu eram învățată să mănânc la un program bine stabilit. Pentru că în PIT 6 toată lumea știe, adică fetele care sunt în program și nu doar fetele băieții, știu că avem un program bine pus la punct. Adică programul constă în 5 mese pe zi, 3 principale și 2 gustări. Ceea ce la mine nu existau niciodată, atâtea mese, mi se părea imposibil, era foarte greu să mănânc. Dar după a treia zi am început să mă învăț. Și cum am început, nu mai simțeam senzația de foame, nu mai simțeam nevoia între mese să mai ronțăi ceva. Știți că fiecare între mese mai vrem să mai ronțim câte un covric, câte un biscuite, ceva să fie acolo. Așa. Nu este greu, nici imposibil, trebuie să ai ambiție și să îți dorești. Iar faptul că noi avem un grup de suport contează extraordinar de mult. De ce contează? Pentru că noi între noi ne inspirăm cu idei de meniu, ne motivăm, ne sprijinim și de acolo pleacă totul. De acolo e o forță și îți dă puterea să ajungi acolo unde îți dorești. Așa este. Ai spus că ți-a fost greu primele zile, să spunem așa. Da. Ulterior te-ai obișnuit, îmi aduc aminte că după prima lună deja s-au reintrodus lactatele și îmi spuneai să știi că parcă nu mai iubesc gustul lactatelor. Și să știi că și acum lactate mai puține, deși acum încerc să mă axez mai mult pe lactate, o să vă spun eu de ce. Nu mai simțeam nevoia de lactate. De ce nu mai simțeam nevoia? Pentru că am făcut diferența. Diferența fiind faptul că lactatele provocau balonare. Iar faptul că n-am mai consumat timp de o lună lactate, pentru mine s-a văzut o schimbare. Pentru că eu de obicei, de când mă știu, am mici probleme gastrice și atunci s-a acumulat foarte mult acid. Aciditatea din cauza lactatelor. Deci nu. Bine, acest lucru nu doar tu. Nu este doar la tine problema aceasta, ci foarte multă lume, da, în momentul în care consumă anumite alimente, întâlnesc, să spunem așa, balonarea. De aceea, noi suntem primii observatori, noi trebuie să știm exact ce alimente ne provoacă această stare sau ce alimente ne fac bine. Chiar dacă la gust sunt foarte bune, chiar dacă ne
avem o plăcere deosebită în momentul în care le savurăm, trebuie să avem grijă care sunt efectele asupra corpului nostru. Și chiar dacă, să spunem, acum câțiva ani, un anumit produs, un anumit produs alimentar nu avea niciun efect asupra noastră, în momentul de față se poate întâmpla ca acel aliment să nu mai fie pe placul nostru. Da, așa este. Așa este. De asemenea, știu că alături de tine s-au adăugat foarte, foarte multe persoane. De ce crezi că au luat decizia de a-și schimba modul de viață acele persoane? În primul rând, decizia lor a fost în urma rezultatelor mele, văzându-mă pe mine. Pentru că cea mai bună imagine suntem chiar noi. Și atunci chiar o salut pe această cale pe Ana Maria din Germania. Ana Maria era reticentă, dar în momentul în care am zis, am văzut pozele cu tine, te știam dinainte, atunci am zis, gata, și eu fac lucrul acesta și eu pot să slăbesc. Într-adevăr, Ana a slăbit foarte mult, iar acum, revenind în țară în concediu, a impulsionat-o și pe mama ei să intre în programul nostru de Fit 6. Iar doamna Carmen, după 3 săptămâni de program, a slăbit aproape 6 kg. Foarte ok, a dat jos din volum, este foarte mulțumită. Și de asta zic că cea mai bună imagine suntem chiar noi. Felicitări! Pleacă schimbarea și chiar mă bucur că în jurul meu am destule persoane care le-am motivat prin faptul că eu am slăbit. Într-adevăr, tu ai fost un motor, să spunem așa, un motor turbo, dar în momentul în care ai înțeles despre ce este vorba, în momentul în care tu ai fost până la urmă propriul tău exemplu, da? Ai fost produsul produsului, cum se spune, automat cei din jurul tău observă schimbarea. Chiar dacă la început, cum ai spus și tu, au fost reticenți. De unde crezi că vine acea reticență? De unde vine acea reticență? Pentru că în mass media și nu numai sunt promovate foarte multe lucruri produse de slăbit. Multe produse care nu sunt deloc benefice pentru sănătate, nici nu slăbești, ba dimpotrivă pui pe tine kilograme în plus. Și sunt foarte costisitoare, mult mai costisitoare decât programul nostru, care mie mi se pare că e un program foarte accesibil la buzunar pentru toată lumea. Așa este. Mai ales că putem să spunem, de exemplu, și prețul, că nu este nicio problemă. Toată lumea este interesată în primul rând de preț. Da? În momentul în care ai vorbit, ai spus despre programul alimentar, ai spus despre beneficii, ai spus despre tot ceea ce este nevoie, ai discutat cu persoana respectivă, pentru că trebuie să specificăm că există o discuție prealabilă între noi, consultanții Fit 6 și persoana care dorește să-și atingă obiectivele în ceea ce privește greutatea. Noi, de exemplu, echipa noastră, echipa olimpică, nu promovăm vânzarea programul de slăbit ca unui produs, da? Ca un simplu produs. Și dacă tot vorbim de Rimmel, să amintim de concursul nostru. Am și eu aici. Da, eu știu că îl folosești pentru că este un produs pe care foarte multe dintre fetele noastre îl... Te rog să-l și deschizi pentru că meu este nou și nu aș vrea să fie interpretări pe urmă. Sper că se vede peliuța. Da. Are o peniuță foarte flexibilă, după cum se vede, eu încerc să vă arăt. Face niște genuțe extraordinar de frumoase și bogate. Nu mai e nevoie să mergi să spui gene false. Acest rimel ți le oferă instant, după doar o aplicare. Așa este. Vreau să spun că am întrerupt discuția. Vreau să spun că programul de slăbit noi nu îl vindem pur și simplu ca și acest produs sau ca oricare produs pe care compania îl are în magazinul propriu, ci vorbim despre el, avem o discuție. Fiecare persoană care
ajunge la noi în echipă și este în programul de reeducare alimentară, are suportul nostru necondiționat 24/24. Ideea este să existe o discuție atât și din partea lor, să fie o comunicare, cât și din partea noastră. Pentru că dacă este o discuție din partea amândurora, atunci clar rezultatele sunt exact așa cum ne dorim sau mult peste așteptări. Normal, pentru că, cum ai reamintit tu, noi comunicăm cu toți care apelează la noi și cu fetele din program, dezbatem probleme și nu îl vindem ca la farmacie, să zic, să treacă un produs. Noi discutăm cu persoana din spatele ecranului, telefonului, cum să zice, întrebăm dacă au probleme de sănătate, câte kilograme vor să plătească, să slăbească, îmi cer scuze. Și aici este totul. Faptul că noi comunicăm și oferim suportul pe întreg parcursul procesului de slăbire. Așa este. Așa este, pentru că și așa mi se pare și corect. Discuția să fie și clar să leagă prietenii, ceea ce îmi place foarte, foarte mult. Chiar spune astăzi și Vasilica pe grupul nostru, prieteniile se leagă chiar dacă nu suntem din același oraș, chiar dacă nu reușim să ne întâlnim, ci doar, să spunem, la întâlnirile săptămânale pe Zoom, legătura se formează. Bun. Da. Care sunt celelalte beneficii pe care programul Fit 6 îl aduce? Hai să vedem ce beneficii care sunt în viața ta. Da. Multe dintre voi știu ce beneficii mi-a adus. N-am discutat oficial pe net, adică n-am discutat cu restul lumii. Da, ce beneficii. Cum am zis, eu am urmat și 2 luni de menținere, printre care programul de prima lună de vitamine, vitaminele pentru ea, așa se numesc, un complex extraordinar de bun, printre care în compoziția sa are și acid folic. Multe dintre noi care suntem mămici am consumat acid folic, deci știm despre ce este vorba. Pe mine acest program de slăbit, în primul rând, m-a ajutat pentru că eu am avut o problemă de sănătate. Iar problema aceasta mi-a ținut, să zic, ritmul pe loc, în sensul în care noi ne mai doream încă un copil și mi-a pus niște bariere, să zic așa, o mică problemă de sănătate și anume niște chisturi ovariene pe care multe dintre noi le avem pe parcursul timpului. Multe dintre noi ne chinuim să ne dorim să avem un copil și nu putem din această cauză. Dar pot să spun că pe mine programul m-a ajutat foarte mult. De ce? Am slăbit, iar în urma slăbirei mi-a dispărut și chisturile ovariene. Ceea ce este wow. Am rămas uimită și șocată când m-am dus la control și știi, în fața ecranului, când știi că aveai o problemă, vezi totul curat și ok, zici wow, unde, ce s-a întâmplat, ce a dispărut aici. Și da, și ginecologul meu, i-am spus că eu sunt într-un proces de slăbire. De fapt, am fost la momentul oportun într-un proces de slăbire. I-am dat să citească despre produsele noastre și a spus că sunt wow, că sunt niște produse ok din punct de vedere medical. De ce spun că sunt ok? Pentru că sunt doar pe bază de plante. Și el a spus că a facilitat acest